Sunetul cavalului are ceva profund, ceva ce ajunge adânc în suflet și retrezește sentimente străvechi. Povestea mea este povestea noastră, a grupului Noi și Vechi, și a început undeva în pandemie, când am simțit nevoia mai mult ca niciodată să ne întoarcem la rădăcini. Pasiunea pentru caval m-a determinat ca atunci să urmez un curs unde ne-am întâlnit mai mulți pasionați, cu profesii diferite, arhitecți, IT-iști, medici, eu sunt economist, de exemplu. Ne-am strâns din ce în ce mai mulți membri care apreciază aceste lucruri, iar comunitatea noastră a crescut și crește zi de zi. Cântăm la instrumente tradiționale vechi, la caval, la fluier, la tilincă, la cobză, la drâmbă, la corn, la dobă. Misiunea noastră este să împărtășim celor mai noi cultura și tradițiile culese de la cei mai vechi. Culegem datini, obiceiuri, povești, porturi, instrumente vechi și încercăm să redescoperim ceea ce cândva poate am pierdut. Asta de unde aveți? Tataia, tot adie și eu eram mai lung din mână, așa, și tot strângem, tot strângem. Și tălâncuța? Tălâncuțele de pe voi. Sunt foarte bucuros că din ce în ce mai mulți copii aud despre instrumentele arhaice și suntem chemați în școlile din țară, în cadrul programului Școala Altfel, și prezentăm instrumentele muzicale vechi copiilor care poate nu le cunosc. Acum vă dați seama dacă sunt trist sau vesel. Cum sună? Trist, da? Deci nu trebuie să vă zic că sunt trist. Și acum cum sună? Trist sau vesel? Împreună cu membrii grupului Noi și Vechi am adunat din donațiile comunității noastre peste 20 de fluiere realizate de un meșter popular și am fost în sat să le dăruim copiilor și să învățăm să cânte la fluier. Ne învață multe cântece frumoase, cum ar fi trandafir de la Moldova, cioleandra și găinușa. Prima dată când ne-am întâlnit, ne-a arătat notele și de atunci studiez la fluier de 2-3 ori pe zi. Ciprian este domnul care ne învață să cântăm la fluier. Mereu unde nu știm ne arată și o să fie mai ușor. Astea sunt notele muzicale. Da, bravo, bravo, știi foarte bine. Și cu fluierul poți să faci notele respective. Atunci când seara plec din sat și dau geamurile mașinii jos, pe ulițele satului se aud cântece la fluier și satul este din nou viu, așa cum era odinioară. Sunt Ciprian Alexa și am urmat chemarea cavalului, care m-a dus într-o poveste fără sfârșit. O poveste despre mine, o poveste despre tine, o poveste despre oamenii din care suntem făcuți, noi și vechi, împreună.